Bună seara, doamnelor, domnilor! Eu sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Portret Obiectiv la TVR Moldova. Protagonista noastră din această seară este doamna Eva Gudumac, academician, doctor habilitat în medicină, dar și vicepreședinte al Academiei de Știință. Bună seara, doamna Gudumac! Bună seara! Pentru dumneavoastră, care este bucuria vieții? Ați ajuns să aveți un răspuns deplin la... Eu cred că bucuria vieții este o specialitate bine selectată care urmează o viață întreagă. Ați fost toată viața convinsă de deciziile dumneavoastră? Nu, eu vreau să vă zic așa, deciziile au fost luate de tatăl meu. Eu am îndeplinit ceea ce și-a dorit el. De atât că eu ca tare doream cu totul altceva în viață, nu doream ca să merg în medicină, vroiam să fiu profesoară de matematică, fizică și la matematică, vroiam să fiu profesoară la școală, dar așa s-a creat situația că a biruit tatăl meu. Ați regretat acest curs? Nu, la bun început am regretat, dar mai apoi toată vremea spun că aș dori să întâlnesc acel profesor care la o etapă dată am fost puțin supraapreciată la etapele de acum când la universitate și să-i mulțumesc pentru aceea că la doilea examen nu m-a apreciat la justa valoare și eu am urmat să merg cu totul în altă direcție și pe altă specialitate. De atât îi mulțumesc dacă el este în viață. Doamna Gudumac, e nevoie de multă disciplină pentru a deveni doctor? Nu, eu cred că nu. Este nevoie de o muncă enormă, de o muncă asiduie, o muncă zi și noapte. Și atunci, eu toată vremea socot așa că, probabil, acel care devine doctor, el trebuie să aibă de la bun început ca să fie binecuvântat de Dumnezeu, ca el să îi puie lui așa. Noi nu înțelegem, nu conștientizăm faptul dat. Și atunci când de acum am îmbrățișez o specialitate, toată vremea analizezi situația și te gândești că, într-adevăr, probabil așa era pus de la bun început, ca să mergi în specialitatea dată, să te dedai acestei specialități și să nu te cruți, să te sacrifici în totul și zi și noapte. Credeți în Dumnezeu? Da, cred în Dumnezeu, numai că vreau să fiu foarte cinstită, la biserică nu merg. Deoarece eu nu cred că chiar dacă crezi în Dumnezeu, trebuie numai decât ca să mergi să afișezi tot aceasta. Credința în Dumnezeu este credința ta sufletească și o ții pentru sine, deoarece mergând la intervenție chirurgicală, ori mergând la patul unui pacient, toată vremea te gândești Dumnezeu să mă ajute. Dar în sala de operație este mult Dumnezeu? Da, în sala de operație, de fiecare dată, înainte de a începe intervenția chirurgicală, eu mă gândesc că dacă este într-adevăr Dumnezeu, atunci să mă ajute ca eu să rezolv bine această intervenție chirurgicală și să pot întoarce zâmbetul în familie, copilului celor care părinții mi-au încredințat sănătatea lui și viața lui. Vă mai amintiți prima operație complicată pe care ați făcut-o? Ca tare așa a fost situația că toate operațiile pe care le-am efectuat în viața mea au fost operații complicate, nu au fost operații simple. Și eu asta îi datorez profesoarei mele, academicienii Natalia Gheorghiu, care dintr-o dată m-a dus în lumea operațiilor grele, operațiilor care cereau foarte mult muncă, foarte multă încredere în puterile tale. Și probabil aceasta și m-a cristalizat ca să rezist la acele intervenții chirurgicale destul de complicate, dar primele intervenții chirurgicale eu le-am efectuat nu sub conducerea academicienei Natalia Gheorghiu, dar sub conducerea profesorului Victor Belousov. Așa era un mare chirurg, un mare cu o manualitate rară, de o pregătire excepțională și mergeam cu dânsul în sala de operație, evideam toate gesturile chirurgicale care le făcea și probabil atunci când ai o pildă în fața ta, o persoană la care lucrează mâinile ca ceasul și creierul lucrează adecvat, atunci te strădui ca să-i samint la această persoană, ceea ce a fost pentru mine Victor Belousov, un mare profesor, un mare chirurg, iar mai apoi, de acum, am început a opera împreună cu profesoarea Gheorghiu. Ați devenit și dumneavoastră mentor pentru alți medici? Nu, eu cred că de la bun început, atunci când de acum
profesoare Gheorghiu mi-a încredințat catedra, mi-a încredințat școala pe care ea a organizat-o. Chiar pe parcursul la 3-4 ani socoteam că eu nu sunt acea persoană care sunt demnă ca să continuă acel lucru care l-a început învățătoarea mea, academiciană Natalia Gheorghiu, și atunci când cineva m-a telefonat și îmi spunea am nevoie de profesoarea Gudumac, eu mi-era rușine parcă să vorbesc de așa ceva și mă gândeam că mai presus ca academiciană, ca profesoarea Gheorghiu, nu este nimica. Și da, treptat, de acum, acumulând cunoștință, crescând din punct de vedere profesional, de acum mi-au apărut elevi și într-o măsură de care am creat și eu o școală care nu diferă de școala academiciană Natalia Gheorghiu, dar erau alte, cumva, alte direcții științifice și, desigur, sub conducerea mea sunt susținute 10 teze de doctor habilitat, care devenit profesor, și 28 de teze de doctor în medicină. Asta este o muncă enormă. Și vreau să zic o mulțumire pentru academiciana Natalia Gheorghiu, care m-a selectat în specialitatea dată și mi-a încredințat anume acest serviciu, mi-a încredințat catedra, mi-a încredințat așa ca să am afacere cu copilul, m-a îndrumat și eu cred că asta este cea mai mare valoare a profesorului, a învățătorului, pentru aceea ca să te îndrumeze, să-ți arăt tot ce este bun și într-o măsură în care tu trebuie să fii recunoscătoare pentru asta toată viața, ceea ce fac eu. Sunteți dură cu dumneavoastră? Da, eu sunt foarte principială față de mine, eu sunt cu cerințe destul de mari față de mine și probabil asta se reflectă și asupra elevilor mei și asupra discipilor mei, deoarece eu nu pot să-mi iert greșelile, nu pot să-mi iert atunci când o patologie mă depășește, deoarece eu socot că înseamnă că nu am fost îndeajuns pregătită pentru a interveni în situația dată. Și, prin urmare, eu regret foarte mult această poziție, dar aceasta mă pune ca să mai citesc, să mai selectez materialul și, într-o măsură de care, ca să corectez ceea ce nu mi-a reușit la bun început. Sunt dură față de mine. Doamna Gudumac, dar oamenii din jurul dumneavoastră vă înțeleg această duritate? Da, da. Vedeți că nu, atunci când mergem la o intervenție chirurgicală, este o echipă. Da. O echipă este anesteziologul care dă anestezie și sunt chirurgii care te asistă. O parte de chirurgie merg foarte liber, fără probleme, dar o parte, într-un așa, retrăiesc foarte mult atunci când merg la masa de operație și eu îi simt atunci că bali trebuie o mână sau încep a suda sau mai știu ce. Adică sunt așa situații când parcă s-ar teme. Dar eu nu sunt în timpul intervenției chirurgicale, nu fac observații, nu strig în timpul intervenției chirurgicale. Da, poate după ce a trecut intervenția chirurgicală, eu pot să fac obiecții la persoanele în cauză. Dar în timpul intervenției nu le înjosesc în fața personalului care se află în sala de operații niciodată. E loc de emoții în sala de operații? Da. Desigur că orice intervenție chirurgicală este un lucru foarte emotiv, un lucru care te pune totodată să te gândești ce ai să faci, cum ai să faci, să nu faci greș, să nu dai greș. Dar noi, mergând în sala de operație, suntem pregătiți. Noi de câteva ori până mergem în sala de operație, analizăm care operație am să o efectuăm, care va mimers operație, ce săsuturi întâlnim în cale, ce accidente sau complicații pot fi în timpul operației, cum putem să le rezolvăm intraoperator. Adică, ca atare, noi mergem pregătiți la intervenție chirurgicală și dacă cineva zice că da, dumneavoastră, de acum aș le știți aceste intervenții și probabil nu retrăiți, nu, nu-i corect. Totuși, fiecare om retrăiește, deoarece ce în viață stă o viață care trebuie să o salvezi, să o salvezi pentru aceia ca să nu-i umbrim starea lui mai apoi, adică să nu-i îmbătrim nici viața lui pe parcurs, nici bătrâneța. Cum sunteți dumneavoastră pe rol de pacient? Cum eu sunt pentru pacienți? Nu, eu nu știu, la bun început, când mi-am început cariera, când mergem în reanimație, eram toți cu măștile puse, și o mare parte de pacienți mă confundau cu mama lor și îmi spuneau mamă. Pe vremea ce eu eram tânără, cu totul tânără și parcă într-o măsură care mă gândeam că, of, dar de ce îmi spune mamă?
dar pe parcurs am văzut că asta este foarte important, deoarece atunci când te aseamănă cu mama, înseamnă că are o mare încredere în tine, că are în tine socoate că ai să ajuți așa cum ajută părinții. Și aceasta te bucură foarte mult. Dar poate sunt și o parte de pacienți care poate te critică, nu știu, nu s-a întâmplat așa ca să știu, dar probabil se întâmplă atunci când faci un pansament dureros sau după o intervenție chirurgicală se încep niște complicații care poate nu poți imediat să le rezolvi. Probabil sunt așa ceva, dar noi nu cunoaștem deoarece ei nu ne expun în față. Și de atât socotim că suntem niște dumnezei. Mulțumim mult, continuăm acest dialog, dar până atunci urmărim câteva repere din CV-ul dumneavoastră. Atenție la ecran. Doctorul habilitat în medicină și cavalerul Ordinului Republicii, Eva Gudumac, este unul dintre cei mai remarcabili reprezentanți ai chirurgiei pediatrice din Republica Moldova. S-a născut la 6 mai 1941 în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca. După absolvirea școlii de medicină din Soroca cu diplomă de mențiune, vine la Chișinău să-și realizeze visul. Devine student a Facultății de Pediatrie a Institutului de Stat de Medicină. În anul 1969 susține doctoratul sub îndrumarea profesorului universitar Natalia Gheorghiu, întemeietorul chirurgiei pediatrice, alături de care lucrează până în anul 2001. Începând cu anul 1972, desfășoară o intensă activitate didactică în funcție de asistent, conferențiar și profesor universitar. În anul 1986, devine decan al Facultății de Pediatrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie. În prezent, activează în cadrul Institutului de Cercetări Științifice în domeniul ocrotirii sănătății mamei și copilului. Din 1980 și până în prezent, este președinte al Asociației Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova, membru al Asociației Chirurgilor Pediatri din România și membru al Uniunii Europene a Asociațiilor Chirurgilor Pediatri. Eva Gudumac este o personalitate științifică de talie internațională. A operat cele mai complicate cazuri chirurgicale la copii, fiind o persoană atașată de micii pacienți. Anual realizează până la 500 de operații, salvând vieți sau reabilitând sute de copii. A semnat circa 450 de lucrări, inclusiv 3 monografii. A participat la numeroase reuniuni științifice și congrese din țară și din străinătate. Pentru merite deosebite, Eva Gudumac a fost distinsă cu titlurile Om Emerit și Ordinul Republicii. Cum credeți, de ce vă iubesc copiii? Eu cred că orice medic este iubit de copii prin faptul că le poți salva viețile, că le poți alina durerea și îi poți întoarce în familie. Asta este cel mai important. Ați menținut conexiuni, legăturile umane cu copiii care erau pacienții dumneavoastră și ulterior au ajuns la maturitate? Ca atare vreau să vă zic că mulți mă telefonează. Dar cel mai important este că mergând la piață sau în magazine, toată vremea mă întâlnesc părinții acestor copii și amintesc că una îmi zice, uitați-vă, cu 40 de ani în urmă mi-ați operat ficiorul meu și acum el are 46 de ani. Una zice, mi-ați operat copilul când avea 2 zile. Altul că are o lună de zile. Adică mai mult mă cunosc părinții. Copiii nu știu dacă mă țin minte, deoarece ei erau mici. Noi operăm copiii începând cu vârsta de o oră și până la 18 ani. Poate mă țin minte cei care sunt de vârstă mai înaintată, dar copiii care sunt de vârstă. Câteodată părinții intră în cabinet și spun că, da, dumneavoastră, cunoșteți fetița? Dar eu spun, nu știu, zice, ați operat-o când avea 2 zile. E cum, eu pot să o cunosc, dar câteodată eu zic, da, o cunosc. Cât de des mergeți la Tătărăuca Veche? Vreau să vă zic că la Tătărăuca Veche urma să merg când erau părinți mai des. Atunci mergem rar, deoarece socoteam că părinții sunt veșnici. Dar în ultima vreme, odată la 2 săptămâni. Dar acum merg la mormintele părinților, la casa părintească, care această casă părintească nu trăiește nimeni, dar o îngrijesc. În sat trăiește fratele meu, dar nu într-o ogradă, adică trăiește mai departe de casa noastră.
De fiecare dată când mă duc acasă, îmi pare că la poartă va sta mama și tata, deoarece era la noi așa o, ca să înțelegeți care, cum era situația. Având în vedere că eu sunt, eram foarte principială și foarte așa să fac tot, mama, tata îi spunea lui mama, când mă vedea că eu vin, ea că vine procurorul. Aici acum își schimbi tot în casă locurile, la toate lucrurile celea, a să sperie pragurile, dar principalul dinainte ușă va fi un iaz. Eu iubeam să fac cu apă multă, acum e fântânic, am s-o uscat, să fac curățenie și tata meu toată spune, Doamne, când vine toată vremea iarba asta e udă, trebuie să ne schimbăm încălțămintea, așa că toată vremea socot că ei ne așteaptă. Ei ne așteaptă, numai că nu-i visez. Mă gândesc deseori la dânșă, dar nu-i visez. Cum treceți dumneavoastră peste pierderi? Greu. Atunci când prima l-am pierdut pe tata, el avea 77 de ani, dar tata a fost motorul familiei noastre. El ca atare a fost acea persoană care începând, eu aș socoti că mi-a fost primul meu învățător, măcar că el era un simplu agronom. Când am mers în clasa întâia, eu știam a scrie, a citi, nu mi-era interesant de cum să mergă cei care scriu bețișoare. Pe parcurs, el avea 7 clase la român și un an de studii de agronomie. El făcea toate ecuațiile în gând. Și atunci când problemele de atât, eu și-am iubit foarte mult matematica, fizica și toate de atâta, că în familie noi deseori aveam convorbiri pe problema dată. Și de atâta eu socot că el mi-a fost primul învățător și probabil a fost și primul meu chirurg, de atâta că noi când aveam ceva niște răni sau ceva, tata ne le prelucra cu spirit sau cu samagonul cealaltă care se făcea la țară. Și socot că el era și pentru mine și medicul principal. Doamna Eva Guduma, cât de complicat a fost această formare a dumneavoastră ca doctor? Nu, eu cred că totalmente n-a fost grea. Totalmente n-a fost grea. Eu așa socot că asta a fost, așa dacă m-aș exprima mai simplu, a fost ca o jucărie frumoasă, pe care am stimat-o, am respectat-o și m-am străduit să o înfrumusețez mai mult. Probabil așa aș caracteriza. N-am simțit greutăți în formarea mea profesională. Chiar dacă am avut nopți nedormite, pacienți destul de gravi, eram foarte tânără și aveam pe aviația sanitară 3-4 chemări, trebuia să mă întorc și aveam grupa de studenți, aveam intervenții chirurgicale. Eu asta socoteam că este un cadou de la Dumnezeu pentru aceia ca să mă ocupe și să ajut la oameni. V-ați bucurat când și fiica dumneavoastră a vrut să devină doctor? Eu ca tare nu doream ca fiica mea să devină doctor, dar noi trăiam atunci la Malina Mică, în campusul studențesc, și noaptea la ora 1, la 2, la 3, deseori veneau la apartamentul unde eu trăiam, veneau studenții care aveau copii bolnavi. Și urma, de pildă, câteodată era niște hernii încancerate care îi luam în baie ca să îi... Și când mă uitam, fiica mea era alături, care ea nici nu ajungea până la cadă aceasta, era micuță, și ea a văzut acea viață zbuciumată a mea, dar ea ca tare i-a plăcut această viață și ea atunci când a terminat eminent clasa a 10 atunci și a intrat la Universitatea de Medicină, atunci prima dată a fost examen înscris, 4 examene înscris, adică nu se elibera de la acei care erau eminenți. Nu, și ea a intrat la aceeași facultate de pediatrie ca mine, deoarece eu la pediatrie am intrat, așa doream ca să seamăn la profesoarea care m-a învățat la școala medicală. De tot foarte mult iubea pacienții, foarte mult stima pacienții și, desigur, decizia a fost bună. Acum ea tot e chirurg, e șefă de catedră, desigur că e complicat și urmează după dânsa și nepotul meu, care tot a absolvit Universitatea de Medicină aici, a făcut 2 ani stagiere în rezidențiat, acum face rezidențiatul la Iași, România, pe chirurgie generală, nu chirurgia copilului. Adică unica ce noi am rămas în chirurgia copilului, dar nepotul meu în chirurgia adultului. Doamna Gudumacă, ați avut momente sau perioade în care ați suferit de acea ardere profesională?
Nu, n-aș zice, dar totodată n-aș fi sinceră ca să nu vă spun că am retrăit atunci când situația pacientului ne depășea cunoștințele și cunoștințele personale și a medicinii ca atare. Atunci când vezi că se uită cu ochii la tine și tu nu poți face nimica, atunci când în fața ai bolnavi cu cancer, cu forme depășite, cu acele forme care nu poți să le corectezi, da, intervii chirurgical, faci tot posibilul, dar cu regret nu poți salva viața acestui pacient și desigur regreți când sau voi ajunge la așa o perioadă când om avea posibilitatea să salvăm toți copiii, să reîntoarcem în familie toți copiii și să reîntoarcem în familie zâmbitele la marea majoritate a copiilor. Adică apar aceste regrete când s-ar cere, așa aș zice, o finanțare mai adecvată a medicinii ca atare. Dar gândirea clinică, ea va fi veșnică. Și chiar dacă avem foarte multe aparate, chiar dacă va fi o reutilare foarte mare a serviciului, totuși în centru rămâne profesionistul, rămâne persoana care are o gândire specială, care direcționează toate acele investigații care trebuie să fie făcute, ca să nu fie făcute în zădar. Deoarece câteodată vezi că vin pacienții care aduc o tip întreagă de documente, de analize, de tot, dar el cu totul suferă de altă patologie. Adică ca să fie o selectare corectă a investigațiilor, o selectare corectă a tratamentului, este necesar de mult profesionalism, de o muncă, cum am zis, asiduia, o muncă enormă, o muncă la patul pacientului și o înveți permanent. La care vârstă n-ai fi, tot vine înveți. De atâta că fără aceasta este imposibil de a salva vieți și este imposibil ca cineva să-ți încredințeze sănătatea. De ce zicea academiciana Natalia Gheorgheu atunci când am venit noi în chirurgie? El a zis următoarea, că dacă îți învăța și îți crește profesional și părinții vor încredința sănătatea copiilor, știți că atunci ați devenit medici. Și noi ca atare în medicină, în chirurgie, eu socot că am devenit medic după 10 ani de activitate, atunci când eu am simțit forțele mele, am simțit că eu pot să fac ceva și acele spuse academicienii Natalia Gheorgheu, desigur, ele sunt și azi actuale. Doamna Gudumac, cu cine discutați în aceste momente, în aceste preocupări? Sunteți omul care cere sfatul altor persoane? Da. Ca atare, atunci când mergem la intervenție chirurgicală, am echipă care sunt poate mai tineri. Eu toată vremea întreb, dar cum ai face? Dar socoți dacă fac așa ar fi bine. Am avut în echipă foarte puternici chirurgi. Era docentul Radilo Vladimir Radilo, extraordinar de o persoană, el a decedat la vârsta de 60 de ani. Era Tkachenko Vitali, foarte pregătit, o persoană extraordinară. Adică ca atare niște persoane cu care puteai să mergi în orice moment. Acum activează la noi încă, de acum multă vreme, profesorul Petru Moroz. El, ca atare, face ortopedie și traumatologie. El este un specialist foarte pregătit și deseori eu mă consult. Când nu erau specializările acestea. Aparte, noi făceam și ortopedie și traumatologie și neurochirurgie și urologie, adică toate. Acum sunt așa niște specialități, dar eu nu mă rușinesc că am avut școala moscovită, dar școala ce era școala germană. Și acolo, atunci când eram la perfecționare, eu mergeam aproape zilnic în diferite clinici, în 4-5 clinici, unde mă spălam la intervenție chirurgicală și unde învățam. Unde am învățat de la profesori de o manualitate rară, unde aveau o gândire specială. Atunci nu erau probleme politice, nu jucau niciun rol, atunci era profesia. Și asta le mulțumesc la acești profesori care m-au pregătit și prin faptul că academiciana Natalia Gheorgheu m-a trimis ca eu să mai adun careva cunoștințe și de la colegii ei. Asta mult înseamnă. Cât de important este timpul pentru un doctor? Nu, timpul este foarte important. Dacă nu ne-am referit la durata intervenției chirurgicale, eu, asta nu este secret, că operez foarte repede. Zice, când operezi poate repede, poate ceva să omiți. Uh-huh.
Nu. Dacă ai acumulat cunoștințe pe parcursul vieții, nu poți omite nimica, dar operezi foarte repede. Operațiile care de pildă cineva le face 2-3 ore, o poți să le facă în 50 de minute. Operații de pildă plămâni, o poți să facă în 15-20 de minute. Asta pur și simplu este profesionalismul. Și probabil atunci când un medic, un profesor, un doctor habilitat ajunge la academie, asta nu e simplu pentru femei, să știți asta. Pentru bărbați e o leacă, puțin așa mai simplu. Atunci, pentru aceia, ca să ajungi la așa nivel, să activezi cu mari personalități, care este floarea, care este fundul de aur în știință, pentru aceasta îți cere o muncă, așa aș spune, zi și noapte. Pentru aceia, că atunci când ai apărut în fața colegilor care au atins aceste nivele înalte, trebuie să fii la un nivel sau nu-i depășești. Câteodată îți pare că îi depășești. Eu niciodată n-am depășit profesoarea mea și probabil n-am să o depășesc, deoarece eu am așa părere că ea a fost net superioară în toate. Și este foarte greu ca să atingi o persoană care, într-adevăr, a trecut pe și războiul, și greutățile toate, și foamea, și tot, și-a rămas la nivel și a pregătit cadre, nici cerând nimic în schimb. Asta e foarte important. Aveți mulți prieteni? Eu n-aș spune că am mulți prieteni. Am persoane cu care activez, dar prietenii, nu știu dacă ar fi binevenit. Eu socot cel mai mare prieten, sunt părinții, sunt soțul, soțul e cel mai mare prieten, pe urmă sunt copiii. Dar cel mai mare prieten o socot, ești singur pentru sine. Asta e prietenul cel mai important. Câteodată trebuie singur cu sine să te sfătui, să te apreciezi, așa stai în fața oglindii și să te întrebi, ai făcut ce trebuie, faci ce trebuie, într-adevăr n-ai niciun fel de remușcări că n-ai făcut ceea ce trebuie și eu socot că anume aceste sfaturi cu sine, asta e prietenul cel mai mare. Poți fi mulți nu de acord cu așa ceva, dar eu așa fac deseori și câteodată mă critic, câteodată cam rar mă laud, dar de criticat mai des. Avem mai multe mesaje de la prietenii, dar și colegii dumneavoastră, vă invit să-i ascultăm. Dacă e să vorbim despre profesoara academiciana Eva Gudumac, înseamnă a face un recurs în toată istoria chirurgiei pediatrice din Moldova. Fiindcă la ora actuală, dumneiei este cea mai glorioasă, să zicem așa, chiar nu mă tem de cuvântul ăsta, specialist în domeniu. Pornind din școala altei academicene, Natalia Gheorghiu, ea e clar că prin activitatea sa a trecut mult șefa sa. Propriu zis, tot ce avem astăzi în chirurgia pediatrică ei făcut și cu suportul, sau mai bine aș zis, mai ales cu suportul profesoarei Eva Gudumac, care a știut să îmbine foarte fructuos medicina practică și lucru pedagogic și științific. E destul să vă amintesc că dumneiei astăzi de sănătoarea celei mai importante sau una din cele mai importante și numeroase școli științifico-practice din Republica Moldova. Orice ramură care astăzi o avem bine dezvoltată în chirurgia pediatrică este numai decât și în tangență cu doamna Eva Gudumac. Ea însușit, știți, calitățile oamenilor de la sat. Bunătate, bunăvoință, gătința de a veni în ajutor la orice cine. Și toată viața cu asta s-a ocupat. A operat, a salvat mii și mii de copii cu cele mai, să zicem, mai grave patologii. Se conduce de principiu care vine încă de la Hipocrate, din vechime.
grăbește-te să faci bine. Și asta o caracterizează în toate aspectele. Pedagog, educator și manager de excepție, doamna Eva Budumac ține cursuri și lecții practice pentru studenți, medici rezidenți, specialiști, medici la perfecționare. Participă activ în procesul de educație profesională continuă a chirurgilor și a medicilor de familie. Domnia sa este înalt apreciată de discipoli, colegi, pentru disciplină, atitudine deosebită față de muncă și, sigur că, micii pacienți care i-a iubit toată viața. Pe doamna profesor Eva Budumac o caracterizează inteligența, competența, spiritul de inițiativă, curajul profesional și civic. Fermitatea în convicție este o doamnă exigentă, în primul rând, față de sine și o vastă cultură chirurgicală și generală. La catedră, sub conducere înțeleaptă și responsabilă a doamnei profesor Eva Budumac, s-a format și s-a consolidat un colectiv de profesori devotați profesiei, micilor pacienți și, sigur că, alma mater, s-a dezvoltat baza tehnico-materială și informațională. Concomitent cu activitatea didactică, doamna profesor Eva Budumac a desfășurat și o vastă activitate științifică, inclusiv în calitate de cercetător științific principal. A dezvoltat laboratorul științific consacrat infecțiilor chirurgicale la copii, pe care l-a fondat și l-a condus cu înțelepciune și responsabilitate. Actriceana Eva Budumac este recunoscută ca cel mai bun medic chirurg pediatru din țară, personalitate lider care în situații dificile de urgență chirurgicală majoră pediatrică găsește cele mai bune soluții salvatoare. Numele Evei Budumac este înscris în analele științifice ale Republicii Moldova, iar generații întregi o apreciază ca un ilustru medic chirurg pediatru. A pregătit discipoli în diferite domenii ale chirurgiei pediatrice, începând de la traumatologie și ortopedie, chirurgia nou-născutului, neurochirurgia, chirurgia abdominală, toracică, toate domeniile acestei specialități prin pregătirea unor specialiști cu supra-specializare în diferite domenii, astfel a creat o școală de chirurgi pediatri din țara noastră cu o semnificație clinică, cu succese excepționale, cu aprecieri nu doar la nivel național, dar și acești specialiști sunt apreciați foarte mult de medicina pediatrică, chirurgicală la nivel mondial. Aș menționa și aspectul de cercetare care doamna academician Eva Gudumac l-a adus la un nivel excepțional pentru țara noastră. Dumneaei este conducător științific a peste 40 de doctoranți și postdoctoranți care și formează această școală, formează centrul de chirurgie pediatrică care poartă numele academicianului Natalia Gheorghiu, în care se salvează copii, în care se soluționează cazuri excepționale, în care copiii ies cu zâmbet, ies vindecați. Impresionant este faptul că aceste activități chirurgicale sunt realizate deseori prin consultanță și prin colaborări cu specialiști din alte țări. Deseori vedem specialiști, chirurgi, profesori cu renume mondial care vin în Centrul Mamei și Copilului, în secțiile de chirurgie ca să soluționeze cazurile cele mai complicate și dificile de afectări chirurgicale ale copiilor. Pentru mine personal, dacă vorbim de profesia de doctor pe care o deține doamna academician, ca mentor pentru mine a fost partea
didactică e foarte importantă pentru noi. Noi permanent avem studenți, rezidență, doctori, tineri pe care trebuie să-i instruim și de aici noi am învățat de la această generație, care reprezintă o generație foarte puternică și cu părere de bine pentru noi, pe care îi avem noi acum împreună cu noi lucrând și ne-au învățat foarte multe lucruri, inclusiv doamna academiciană Eva Gudmac, domnul academician Ghidirim și mulți alții care cu părere de rău deja nu mai sunt cu noi. Și iată, persoana, doamna academician, pe mine m-a mentorat în sensul didactic, în sensul mai mult clar științific, aici am fost noi în tangență cea mai mare, și clinic deja, care noi am avut pacienții împreună. Știți că noi am transplantat și copilași în Republica Moldova și iată aici a fost tangența noastră în două lucruri, a mea personală, că Adrian Hotineanu și Eva Gudmac, a fost pe lucru științific pe care noi suntem împreună practic o dată la două săptămâni și sigur că mentoratul a doamnei academician, mentoratul generației a jucat un rol foarte mare. Asta e partea cea cum ar fi oficială, pe care noi o facem, fiecare doctor, fiecare șef de clinică, sau în special persoanele care au fondat chirurgia în Republica Moldova. Dar este partea a doua, partea pe care noi mai puțin o arătăm la societate, partea cum să te comporți cu pacienții. Cum, în special copilașii, știți că aici trebuie să ai compasiune extrem de mare, că copilașul când este bolnav, atunci îți rupe inima și trebuie să vorbești corect, să știi aduce nu numai partea aceea medicală de a trata pacientul, dar de a trata și sufletește. Și iată, doamna academician ne-a învățat lucrurile acestea. Sigur că noi avem relațiile și intermedicale și aici este foarte important și este unul din liderii care a dat moda aceasta în societatea chirurgicală, cum să avem aceste relații corecte. Și așa, persoane cum este doamna academician, undeva, știți, tutelează și ca să fie o regulă, să fie niște reguli corecte și atunci noi, nouă generațiile care sunt venim după ei sau după doamna academician, ne e mai simplu să continuăm acest lucru. Ea poate absolut repede analiza situația și ea îndruma. Adică aici este o calitate de a avea ascuțimea aceasta a intelectului de a înțelege foarte rapid și de a da instrucțiuni foarte rapid. Sunt foarte puțini oameni, la mulți alții le trebuiește mult timp. Dar aici abilitatea aceasta de a analiza este foarte, foarte mare. Vicepreședinte Academiei de Științe din Moldova, doamna academician, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Eva Gudmac, cunoscută ca bunică pentru mine, este o persoană deosebită, puternică, foarte devotată meseriei sale. Totodată, este o persoană dură, directă, care ține tonusul în familia noastră. Datorită dumneavoastră, am o familie inteligentă, cu dinastie de profesori, care chiar și în familie ne adresăm la dumneavoastră. Doamna Caimician este motorul familiei, prezintă o genă foarte puternică, care a ajuns și până la mine, la nepot, pentru că, în final, am ales medicina. A fost prima persoană din generație care a ales domeniul medical, pentru că părinții ei au fost oameni simpli, de la țară. Titlul de director, conducător, șef îl poartă și în familie. Toate deciziile familiare majore sunt luate împreună cu doamna academiciană. Foarte bine planifică totul din timp. O simplă călătorie cu familia la țară este programată la nivel de ore și minute. Desigur că domeniul medical nu este deloc simplu și este necesar să alegi între familie și serviciu. Inițial, doamna Gudmac a fost nevoită să cedeze familiei și să aleagă prioritar specialitatea medicală. Dar acum, deja, după ce a atins așa nivele înalte, a început să compenseze timpul pierdut în familie și, practic, în fiecare weekend, bunica organizează o călătorie în afara orașului, la o plimbare, la un restaurant sau o călătorie la țară. Deja pot spune că doamna Calimician a reușit ambele domenii, și familia și serviciul. Am noroc să am așa o bunică puternică și sunt mulțumit dumneiei pentru tot ce a făcut pentru mine. Doamna Gudmac, iată, în cursul vieții, ați simțit, sau mai bine spus, cum ați făcut față acestei concurențe acerbe cu bărbații în medicină, în știință, în politică? Vreau să zic, n-a fost simplu, deoarece am fost Uniunea Sovietică, noi eram 85 de catedre pe chirurgie pediatrică, dintre care femei erau 4, restul
81 erau bărbați. Și desigur că în fața Serviciului de Chirurgie Pediatrică din Republica Moldova era academiciana Natalia Gheorghiu. Dar când în 86 i-am cedat catedra, desigur că am devenit eu împreună cu acele trei încă doamne care erau în această componență. Pentru a atinge aceste nivele, ca să fie acceptată de cele mari personalități, academicieni, profesori, trebuia foarte mult să lucreze asupra sa. Adică, ca atare, o muncă enormă. O muncă enormă cu cartea, cu patul, la patul pacientului, sfaturi cu colegii, deoarece aici eu am văzut că a vorbit domnul academician Ghidirim, a vorbit domnul rector Emil Ciobanu, a vorbit domnul Hotineanu, au vorbit mari personalități cu care eu mă sfătui și mă sfătuiam în continuu. Numai așa o persoană poate crește, numai așa o persoană poate face lucrurilor. Desigur, poate aici a exagerat, cumva m-au apreciat, poate nu chiar așa, puțin mai așa zice, nu chiar așa poate merit eu toate acestea, dar numai o muncă enormă, o muncă enormă te face ca să fii în rândul cu bărbații, dar nu să-i depășești. Din toate punctele de vedere nu trebuie să-i depășești și din punct de vedere caracterului și din punct de vedere femeia rabdă totul. De atâta, eu mulțumesc colegilor mie pentru această apreciere, aș zice așa, supraapreciere într-o măsură oricare, dar dacă așa socot colegii mei, dacă așa socot că eu am operat cu toți care i-ați văzut, am fost la masă de operație și desigur am retrăit foarte mult. Care va fi aprecierea, cum va fi aprecierea, eu n-am știut că anume aceste persoane să vorbească și într-o măsură care și nepotul meu, care când l-am văzut mă gândesc că cuși mă începe a critica. Dar eu cred că numai printr-o muncă asiduie, printr-o muncă enormă, poți să ai o poziție specială în societate și să atingi careva nivele. Deoarece eu n-aș zice că n-am fost apreciată, doar acel Orden al Republicii eu l-am primit în 1994, adică atunci când eram a 33-lea pentru acest orden. Și eu atunci când m-am dus era președinte pe vremea aceea Snegur, eu m-am gândit, dar pentru ce m-a chemat? Parcă asta eu n-am meritat. Și atunci când am fost propusă pentru membru corespondent și chiar pentru academician, eu tot m-am gândit, dar cine m-a propus? Poate n-am toate datele acestea care... Dar să vede că câteodată noi pe unele momente ne subapreciem. Și dacă colegii te apreciază, atunci trebuie să le mulțumești din suflet pentru aceea că acesta este un stimul de a mai lucra, de a mai face bine. Deoarece eu vreau să vă zic următoarea, că atunci, după ce eu n-am reușit a doilea examen la matematică, tatăl meu m-a dus la școală medicală, la care eu nu vroiam să rămân acolo. A doua zi era examen, eu am dat examen pe un 5 și pe un 4, așa am intrat și convorbirea la limba rusă era pe notă 5. Și tatăl meu a zis că dacă n-ai să înveți mai departe, să mergi în urma medicului și ai scrie indicațiile. Trebuie să avansezi. Pentru ce ai fost eminentă la școală? Nu, și am terminat o eminentă, pe urmă noi ne-am dus 9 persoane, am venit la Chișinău, dar din nou am intrat numai eu una. Și de 3 ori, pentru care și academicianul, acum Ghidirim, a dat afară de 3 ori să merg la medicină generală. Dar eu am vrut numai pediatrie. De atât că v-am zis că era învățătoarea Ludmila Vasilievna, care nu avea copii, dar avea o atitudine extraordinară față de copii și eu vroiam așa să seamăn cu dânsa și manierele și mișcările mâinilor și gândirea tot. Și desigur, eu am insistat totuși la sfârșit și am mers la facultatea de pediatrie și nu regret nici într-un caz, chiar dacă la o etapă, după ce am absolvit Universitatea de Medicină, marele chirurg Nicolae Ernestiadi, am făcut specializare pe chirurgie toracică, cordului și chirurgie plămânilor, el mi-a propus să rămân la catedră. Și atunci am zis că trebuie să mă sfătui cu academiciana Natalia Gheorghiu, dar el zice, dacă te sfătui, n-a să-ți dă voie. Și am venit, am vorbit cu academiciana Natalia Gheorghiu și a zis, din mâine n-ai ce căuta în clinica dată, de atât că eu nu-ți permit.
Adică au fost și perioade atunci când la răscruce, când puteai să faci greșeli, când puteai să într-o măsură, să obișnuiești profesorul care te-a selectat în viață pentru cei ca să avansezi în ceva. De atât eu cred că fiecare persoană care a fost la o etapă dată selectată și în care au apărut învățătorii care ți-au înlocuit părinții tăi, trebuie să le rămâi datori toată viața. Această datorie eu am față de academiciana Natalia Gheorghiu și vreau să mulțumesc chiar conducerea țării care mi-a ajutat să-i facem un bust în fața clădirii Natalia Gheorghiu, care ne-a permis prin hotărâre de guvern ca să fie un centru național științifico-practic Natalia Gheorghiu, care prin intermediul guvernului am făcut o placă comemorativă pe casa unde a trăit, pe Strada Florilor, și mulțumesc liceului care poartă numele Gheorghiu, liceul Natalia Gheorghiu, care este la Râșcanovca. Și o stradă destul de frumoasă, care este, se întretaie cu strada Testimițanu. Prin urmare, aceasta a cerut de a deschide multe uși, de a confirma că într-adevăr ea a meritat aceasta, că eu vreau să zic că o persoană care a salvat atâtea vieți, care trecând în chirurgia adultului, că a fost chirurg pentru adulți, în chirurgia copilului, având dorința de a salva copiii, ei trebuie să fie apreciat, trebuie să rămână amintirea în veci. Așa trebuie. Ea nu trebuie să fie niciodată uitată și, desigur, este așa la noi un motto, că nu voi muri nici când, cât vor trăi elevii mei, cât vor trăi cei care mă țin minte, eu voi fi vie. De atâta, pentru mine, academiciana Natalia Gheorghiu este vie. Eu, câteodată, având în cabinet imaginea, mă uit și mă gândesc câteodată când am situații destul de complicate, de ce m-ați lăsat? Și unde sunteți să mă mai ajutați. De atâta, eu cred că fiecare elev trebuie să fie dator să mulțumească învățătorului pentru acela că l-a selectat, că l-a crescut, că l-a educat, că a dat cel mai scump ce a avut, deoarece academiciana Natalia Gheorghiu vine noaptea la 1, la 2 de noapte și ne ajuta că noi nu ne reușea intervenția chirurgicală, rar se întâmplă așa ceva. Așa, în anul 1986, când a fost cu tremur de pământ, erau situații destul de grele, de atâta că trecusem în clădire nouă la Institutul Mamei și Copilului și cădeau mult varul și toate celelalte. Și când am văzut-o pe Natalia Gheorghiu, care venise cu Volga ei, în cămașa de noapte. Adică ea a venit în așa fel ca să ne ajute și pentru noi asta a fost o pildă extraordinară, acea pildă care trebuie să o facem și noi. Cum se formează? Cum se creează? Cum se cultivă asemenea caractere? Nu, asemenea caracterul trebuie să cultivă încă din burta mamei, de acolo. De atâta că atunci când la început mi-era greu, eu mă gândeam că probabil mama mea când m-a născut a zis aceasta trebuie numai să muncească, trebuie numai să lucreze. Eu cred că aceasta, văzând munca părinților, mama mea era firavă, tata mea era puțin așa mai, dar mama firavă. Și mi-era foarte jele de aceea că ea făcea lucrul acesta la câmp, un lucru destul de complicat și mă străduiam să-i ajut în lucru dat, care și eu singur eram cam tot așa. Dar totodată această educație a părinților, acești geni puternici care au fost transmiși atât din generația tatălui meu cât și a mamei mele, probabil m-au făcut ca să fiu puternică, ca să, de atâta atunci când am zis că m-am gândit că nepotul meu acuș începe să mă critique, de atâta că într-adevăr eu sunt foarte principială, nu cred atunci, de pildă, fiica mea când vine de la școală, ei trebuie să-mi arăte, atunci era nota 5, trebuie să-mi arăt 5 de aici, că eu primit nota 5, vine 3-4 note pe zi de nota 5. Atunci când nepotul meu a mers la Universitatea de Medicină, eu am zis că, Doamne ferește, dacă am să vezi că n-ai să înveți cum trebuie și vine cu note mici, atunci lasă și te-ai dus la altă instituție. E un fel de a iubi, de a cultiva caractere. De a cultiva caractere, dar cam dur. Dur. Nu-i simplu. Doamna Gudumac, v-a speriat acea perioadă de pandemie, nu pentru propria viață, dar și mai mult pentru ceea ce trăiesc doctorii? Eu vreau să zic așa că da, m-a speriat. M-a speriat prin faptul că catedra noastră a pierdut 4 colaboratori. Ea a pierdut colaboratorii cei mai capabili.
a decedat domnul Gavril Boian, profesor, a decedat Baculie Nicu, Nicolae, care era anesteziolog, reanimatolog și care m-a asistat la toate intervențiile chirurgicale. A decedat asistentul conferențiarul Leovastati, o persoană extraordinară, și a decedat și preparatora care lucra la catedră, Jenia, o doamnă extraordinară care vine de la Bahmut, tocmai pentru aceea ca să muncească aici. Și desigur, pierzând patru persoane una după alta, asta a fost o tragedie pentru catedră, o tragedie pentru familiile lor, o tragedie pentru tot, pentru ca atare medicină. De a crește un medic nu e simplu, dar de a atinge să fii doctor habilitat, să fii profesor, asta nu e așa de simplu. De atâta, aceasta noi am primit-o și mulțumesc Domnului, eu n-am suferit, n-am fost bolnavă, dar am urmat toate cele trei vaccinări care urmau să le facem. Nu știu care va fi rezultatul lor pe parcurs, dacă v-au produs careva modificări înspre bine sau înspre rău în organism, noi asta nu cunoaștem, dar mulțumim fiecare zi care o trăim, fiecare minută care o trăim și sperăm că medicii din Republica Moldova au făcut față acestei pandemii, deoarece chiar săptămâna trecută am avut o conferință destul de interesantă la Academie de Științe în legătură morbidității post-COVID, la care cei mai de bază profesori au avut rapoarte, academicianul Gropa, academicianul Emil Ciobanu, Prisăcar Viorel, Fala, mai scurt mulți. Și vreau să vă zic ce mi-a plăcut foarte mult la domnul academician Prisăcar Viorel. El e epidemiolog. El a avut posibilitatea ca la toate etapele vieții ca să meargă la diferite pandemii, epidemii și așa mai departe. Și atunci când a făcut o comparație, ce se întâmplă acum cu acele persoane care au suportat COVID-ul, care flora bacteriană care apare, ce antibiotici ajută și ce antibiotici nu ajută, am rămas foarte mirată de acel profesionalism înalt acestui mare savant, eu așa ar spune domnul Prisăcar Viorel, acestui mare savant, și în deopște am rămas foarte mulțumită de acele rapoarte care le-au făcut și domnul profesor Bindelic și domnul Sergiu Pari, analizând de ce au rămas oamenii care nu văd, și-au pierdut vederea, cei care și-au pierdut auzul, persoanele care merg și chiopetează, din raportul doamnei profesor Liliana Gropa, acele modificări neurologice, care, lucrările care se fac științifice în neuroștiințe, a domnului academician Gropa, a doamnei Șucă Svetlana, care azi a vorbit, care e un specialist extraordinar, e o albinuță în medicină, care cunoaște foarte bine patologia pulmonară. Vreau să vă zic că a lucrat în COVID cu pacienții care erau numai noi născuți de la mamele care suferau COVID sau mamele care, copiii care făceau COVID-ul. Sunt nume și nume. Eu vă spun că sunt nume extraordinare la noi în țară și eu aș socote așa, că aceste nume trebuie să fie cunoscute, trebuie să fie apreciate și să mulțumim acestui popor care a crescut așa specialiști și pe care putem să ne bazăm, la care putem să ne adresăm la toate etapele ziua și noaptea. Așa este, doamna Gudumac, este uimitor în felul în care vorbiți despre alt oameni, de bine, despre colegi și tot așa mai departe. Noi vă mulțumim mult pentru această discuție. E puțin o singură emisiune să vorbim despre personalitatea dumneavoastră, dar ca linie roșie ne bucurăm că am avut plăcerea de a discuta și de a dialoga. Vă admirăm, mulțumim frumos. Vă mai așteptăm la TVR Moldova. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu TVR Moldova. O seară frumoasă.